Iubitorii de lectură care trec pragul Bibliotecii Municipale din Hunedoara vor avea parte de o surpriză inedită. În volumele alese se pot regăsi bilete uitate cu diverse idei sau mesaje. Această inițiativă face parte dintr-un proiect organizat de câțiva elevi ai unui liceu din Hunedoara. Cei care trec pragul Bibliotecii Municipale din Hunedoara pot să găsească în cărțile împrumutate astfel de bilețele cu diferite idei sau mesaje. O inițiativă foarte bine primită de către elevi, părinți și vizitatori. Anul acesta, cei din cercul de lectură Însemnări al Colegiului Economic Emanuel Gojdu din Hunedoara au uitat câte un bilet într-o carte. La Biblioteca Municipală a orașului, elevii și părinții care i-au trecut pragul au fost invitați să descopere micile surprize din cărți și să se poată bucura de provocare. De 10 ani, cercul de lectură Însemnări de la Colegiul Economic Emanuel Gojdu Hunedoara participă și de 10 ani ne-am aflat între câștigătorii premiului întâi. Anul acesta am ales să celebrăm această sărbătoare preluând o idee de la lecturiada din anul 2019, provocarea zilei pe bilețele. Dacă ai uita un bilet într-o carte care ți-a marcat copilăria sau ți-a influențat devenirea, care ar fi? Ce mesaj ai vrea să uiți în carte? Este vorba de impresiile pe care le-au avut cititorii sau doar de câteva idei împărtășite. Toate bilețelele au avut un impact pozitiv asupra celor care le-au descoperit și nu numai. Activitatea este una reușită, foarte reușită. Închipuiți-vă surprinderea cititorilor când au găsit aceste bilete. Eu am rămas oarecum marcată de felul în care una dintre mămici s-a bucurat atunci când a găsit acel bilet. Venise cu fetița la sala pentru copii, într-una dintre cărți a găsit biletul și a promis că și copilul său, fetița sa, va face la rândul său un bilețel și îl va lăsa în carte. Scopul declarat, să celebrăm bibliotecarul și cititul într-un fel inedit la Biblioteca Municipală. Aici, alături de ceilalți cerchiști, am scris bilețele cu impresii din fiecare carte și idei și după aia le-am pus între paginile cărții. Astfel, sperăm să creăm o comunitate de cititori. Cum au văzut cei din jur inițiativa voastră? Au fost plăcut impresionați și au răspuns și ei, trimițând mesaje și chiar am fost plăcut surprinși să vedem de peste tot. Ideea a fost foarte bine primită de întreaga comunitate hunedoriană. Cei care au venit la bibliotecă au fost impresionați de creativitatea elevilor. Comunitatea hunedoreană a reacționat la ideea noastră, astfel încât până seara am primit foarte multe mesaje. De la pensionari, poliție, medici, primar, antrenor, bineînțeles că mesajul antrenorului Florin Maxim, care ne-a transmis că trebuie să ne urmărim scopul, a fost cel care i-a impresionat cel mai mult pe copii. La întâlnirea cu scriitorii din județ, ideea noastră a prins din nou, astfel încât mulți ne-au lăsat pe loc mesaje pe care să le punem în cărțile din Biblioteca Municipală, bineînțeles. Astfel încercăm să creăm, să extindem o comunitate a cititorilor hunedoreni, indiferent de categorie socială, indiferent de vârstă și indiferent de locul în care lucrează în momentul de față. Cam câte bilețele sunt aici la Biblioteca Municipală? La Biblioteca Municipală din Hunedoara sunt peste 100 de bilețele și așteptăm altele. Toți cei care vor să ofere o bucurie elevilor pot aduce în continuare bilețele la bibliotecă pentru a inspira. Proiectul Un bilet într-o carte va continua să aducă surprize vizitatorilor care trec pragul bibliotecii.